Bun găsit! În perioada 8-14 aprilie 2017, pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava, are loc Târgul de Paște, activitate inclusă în proiectul Paștele în Bucovina. La eveniment vor fi prezenți aproximativ 27 de meșteri populari din județele Suceava și Botoșani. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina și Primăria Municipiului Suceava. Târgul de Paști de la Suceava se adresează tuturor creatorilor și meșteșugarilor care respectă tehnica, motivistica și cromatica ouălor pascale, închistrite tradițional, dar și altor meșteri populari specializați în alte meșteșuguri tradiționale, precum încondeierea ouălor, industrie casnică textilă, prelucrarea lemnului, ritul, împletituri tradiționale sau prelucrarea pieilor. Acest târg își propune să asigure stimularea creatorilor populari autentici, să promoveze valorile culturale durabile din spațiul bucovinean și să promoveze în spațiul european această regiune turistică a României. Miniaturi de lemn în sticlă. Toate sunt tradiționale. Obiecte tradiționale. Vâlteniți, scăriți, ouă, biserici, am mai multe modele. Cum sunt primite aceste obiecte de către populație în general, nu neapărat de către Suceveni? Având în vedere că prin zona asta nu prea, adică am prima dată, a mai fost. Așa, dar e un sortiment pe care i-a apărut nou pe piață, aici în partea noastră, a Moldovei. Și foarte admirat, apreciat. De aceea eu sunt foarte mulțumit. Asta este cea mai mare satisfacție a mea, că vine omul să uită, să miră, cerind explicații cum e băgat, cum e construit. Demonstrez cum se încondiază un nou încondiat sau închistrit, mai bine zis, că în zona Bucovinei. Așa se spune. Sunt primite aceste ouă, dar nu neapărat în zona noastră, în țară, în general, lumea mai este atrasă de astfel de ouă încondiate? A început lumea să se atragă chiar foarte mult față de cum era. Lumea, văd că a început să se atragă spre tradiție. La ouă încondiate. Ce faceți pe ouă în general? Prima dată, lucrăm la modele tradiționale, chiar am acolo pe masă, modele bătrânești. Mergem. Și după aia m-am inventat și alte modele, de pe cămăși, de pe năframuțe, de pe prosoape. Am mai scos ceva mai... Cât timp voi ați pregătit o astfel de expoziție? De exemplu, lucrăm din iarnă să avem în stoc, da? Așa, la un nou se lucrează 3, 4, 5 ore, depinde de model, cum e modelul. Dacă e mai încărcat, îți ia mai mult timp. Dacă e mai simplu, îți ia mai puțin timp.